făcut o proiecție la Cinema Union, unde am invitat pe Ada Solomon, Tudor Giugiu, Kirilov, Mitulescu, producători din producători activi care cunosc foarte bine viața din România, să le cer și un sfat legat de distribuție și la sfatul lor am contactat-o pe Oana Stoienescu, scuze. Așa. Am contactat-o pe Oana Stoienescu, i-am arătat filmul, i-a zis că se gândește și a făcut un calcul. Ea ne-a spus la început că ea o interesează strict din punct de vedere financiar, dacă poate să facă bani cu filmul. Și a zis că ok, ea se bagă. A estimat că putem face un minim de 40.000 de spectacole. Și care e implicarea ta, să zicem, ca regizor în procesul de distribuire a unui film și aplicat pe acest film, pe două rosturi? Noi am avut mai multe idei de promovare a filmului, pentru că nu am avut bani. Eu am avut ideea să facem niște sketch-uri pe care să le promovăm online, în care să arătăm cumva ce tip de umor se regăsește în film. Și Dragoș a avut ideea să facem o tombolă în care să dăm o dacie veche, o dacie acea din film. Și am combinat ideile astea două și am făcut o serie de 10 episoade în care cele trei personaje din film renovează această dacie și o duc pe ultimul drum înainte să o dea ca premiu unui spectator. Și au avut destul de mult succes, câteva zeci de mii de vizualizări fiecare spotuleț, fără să promovăm, fără să învață cum eram masiv. Asta a fost unul dintre câligele pe care am învățat public și am mai contat faptul că în vara de dinaintea lansării filmului, filmul a fost la TIF, în aer liber, în Piața Unirii și la Vlaha, în proiecție iartă, cu aproape 1000 de oameni, la Ceau Cinema, la Timișoara, la Anonimu, și la Rimii cu Vâlcea, tot felul de proiecții în aer liber, unde au fost foarte mulți oameni. Și cumva s-a început să vorbească despre film, că este un film comic și că merită mult. Ce ați făcut și știu că de foarte multe ori filmele, atunci când se lansează un film românesc, echipele fac un fel de turnee, nu știu, sau parte părți din echipa. Ați avut și asta în planul de promovare? Am făcut așa, cu resursele noastre, în sensul că am ales câteva orașe care am fost. Am primit o sponsorizare de Dubiță, am fost în Dubiță și am dus în, nu mai știu, în 4-5 orașe. Dar banii pe care i-am luat pentru distribuție de la CNC, că CNC-ul dă niște bani pentru distribuție de 10.000 de euro, i-am băgat și în mare parte în promovarea asta clasică, pe autobuze, afișe,